Stefan Askovski a venit la Fece Botoșani la începutul acestui campionat. În scurt timp, macedoneanul în vârstă de 27 de ani a devenit unul dintre favoriții suportărilor roșal balbaștrilor. Fundașul a punctat de două ori în partida cu viitorul Constanța, reușind astfel să aducă un punct acasă. Botoșanul pare să fie un loc pe placul fotbalistului. Yes, I like very much. Îți place aici în Botoșani? Da, îmi place is, foarte I mult. Like Orașul îmi place cu adevărat. Totul îmi merge bine aici. Care este secretul lui pentru evoluțiile foarte bune de până acum? Secret secretul secretul meu, meu este familia mea. Ei îmi dau putere. Când sunt cu ei, mă simt foarte bine. Și da, familia mea este secretul meu. Îți place în Botoșani? Da, îmi place foarte mult. Orașul îmi place cu adevărat. Totul îmi merge bine aici. Venit tot la începutul acestui sezon competițional și Regi Ofosu s-a adaptat foarte bine la Botoșani. Îi place stilul de joc impus de Marius Croitoru și îi place atmosfera de la club. It's a good E un campionat bun și mai ales tactica noastră e bună pentru mine și pentru colegii mei pentru că jucăm ofensiv. Îmi place să joc ofensiv și să creăm multe momente bune. De asemenea, îmi este bine la club, este o atmosferă familială și e bine pentru jucător să se simtă bine ca să poată da tot ce e mai bun pe teren. Cât despre antrenorul Marius Croitoru, avem un antrenor bun, le acordă foarte multă încredere jucătorilor, vrea multe de la jucători, iar dacă facem totul bine, el încearcă să ne mențină mereu în formă, astfel încât să dăm mai mult de 100%, iar în afara terenului este ca un tată pentru noi. Namțul în vârstă de 27 de ani se declară cucerit de fanii echipei fece Botoșani și spune că se simte și mai motivat atunci când suporterii scandează numele clubului. The fans, uh, I like too much because, uh... Suportării îmi plac foarte mult yes, pentru că îi văd și la meciurile din deplasare. Dacă vezi câțiva oameni care vin la stadion și strigă Botoșani, este foarte bine și e foarte plăcut pentru că distanțele sunt lungi și vin pentru noi. Iar acest lucru ne motivează și mai tare să dăm totul pentru ei. Nu sunt mulți, dar atât cât trebuie. Regi Ofosu este mijlocaș și a ajuns la Fece Botoșani în această vară, iar până acum a jucat pentru echipe din Ungaria, Slovacia, Croația, Olanda și Austria.